Istoria se repetă pentru Universitatea Cluj. La fel ca în 2010, Șepcile Roșii o vor înfrunta pe FCSB la primul meci după revenirea în prima ligă. Chiar dacă vicecampioana pornește ca favorită, trupa lui Lincar speră să-i dea calculele peste cap duminică. Duelul de pe Arena Națională va fi în direct la Prima Sport 1 de la ora 21:30. Putem face față la nivelul ligii întâi și, după cum spuneam, îmi doresc un rezultat pozitiv. Va trebui să fim cât mai compact și să avem un randament bun împreună, ca și grup. Dacă vom încerca individual, nu vom avea nicio șansă. Ardelenii au descoperit punctul slab al formației antrenate de Toni Petrea. Omogenitatea celor de la Steaua, o știm bine că e deja de câțiva ani, au jucători care joacă împreună de 2, 3, 4 ani. Singura lor zonă unde au tot încercat să schimbe și au căutat jucători a fost pe axul central la fundaș. Acolo chiar sunt curios să văd cu ce formulă vor începe.